Vă mulțumesc că ați rămas alături de emisiunea Sănătate cu Prioritate. Vă propun ca în această a doua parte a ediției să faceți cunoștință cu un medic deosebit. Am fost foarte bucuroasă când am aflat că este în București pentru un eveniment despre care veți afla și dumneavoastră mai multe. Și astfel minunea întâlnirii aici în platoul emisiunii s-a produs. O salut cu drag și cu un bun venit călduros pe profesor dr. Simona Gurzu, medic primar anatomie patologică, prodecanul Facultății de Medicină în limba engleză, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș și de asemenea coordonatorul Centrului de Cercetare Oncopatologie și Medicină Translațională. Bun venit la Sănătate cu Prioritate, din tot sufletul! Bună seara, mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră în această seară. Vorbim despre cercetare și parcă e un cuvânt așa de mare pentru România, adică toți românii ne gândim că aici nu se face cercetare, totul vine din străinătate, din alte părți, dar... Se investește în asta? Se face cercetare în România? Întotdeauna avem tendința de a spune că dacă suntem români, nu reușim să facem lucruri așa cum fac alții. Dumnezeu ne-a creat cu o inteligență deosebită, motiv pentru care, independent de unde am merge în lumea asta, ne descurcăm. Dar și în România se investește foarte mult în cercetare, sunt foarte multe proiecte de cercetare, atât interne cât și internaționale, dar bineînțeles, pentru a obține fonduri este nevoie de muncă, de aplicații, de eșecuri și bineînțeles și de succes. Știți foarte bine ce înseamnă muncă în cercetare, pentru că tocmai ați participat la un eveniment care promovează femeile din știință, mai exact proiectele acestora care pot deschide drumul către sau noi orizonturi în cercetare. Ați fost în juriu și sunt curioasă să aflu care au fost proiectele care au fost alese și ce presupune această investiție pe care înțeleg că UNESCO împreună cu un mare brand de cosmetice oferă tinerelor cercetătoare un sprijin financiar, am numărat eu, de mai bine de 13 ani. Este o competiție foarte interesantă și în același timp o competiție corectă. Îmi place să cred în oamenii care fac lucrurile bine. E o competiție care a demarat din anul 2009, prima premiere a fost în 2010. E o competiție în care femeile, inițial tinerele cercetătoare sub 35 de ani, puteau aplica. Acum am crescut vârsta la 40 de ani pentru că femeile nu-i așa rămân tinere pe Absolut. Viață, așa că vârsta este doar o cifră. Femeile sub 40 de ani, cercetătoare, pot aplica pentru o bursă de 10.000 de euro, se acordă 4 burse de cercetare. Anul acesta am avut câștigătoare 4 proiecte foarte interesante. Un proiect referitor la modalitățile moderne de tratare, de vindecare a plăcilor diabetice, o problemă serioasă a medicilor diabetologi. Un alt proiect de cercetare s-a referit la profilul genetic, profilul legat de așa numitele microRNE-uri în detectarea precoce a bolii Alzheimer. Foarte interesant, cercetătoarea care a primit acest premiu este o cercetătoare din Italia care s-a mutat în România și a făcut o familie deja în România, deja iubește România, așa că face cercetare la noi. Și au mai fost încă 2 proiecte pe chimie și fizică referitoare la ambalaje biodegradabile, da, foarte interesant de asemenea și acel proiect și de asemenea la importanța laserilor în cercetare. Deci femei pasionate, femei care puternice, femei care nu încetează să lupte și care, nu-i așa, la un moment dat rezultatele cercetărilor lor se vor vedea în viața pacientului, pentru că până la urmă asta e important. Am descoperit că și dumneavoastră ați fost câștigătoarea unei astfel de burse în 2012 cu proiectul, și o să citesc, că mi-e greu să spun așa pe din afară, cum a spus dumneavoastră, Determinări de biologie moleculară în cazuri cu cancer colorectal și gastric, ca prim pas al modernizării diagnosticului oncopatologic și al promovării oncoterapiei individualizate în România. Cu alte cuvinte, ce lipsea actului medical în cazul pacienților cu aceste tipuri de cancer? Era o vreme când eram foarte tânără, lucrasem deja prin străinătate, fusesem deja la Institutul de Cercetare din Ungaria, din Coreea de Sud, cred că deja și în Japonia, nu, în Japonia ulterior am fost.
și am văzut ce fac alții. Mi-am dorit foarte mult să aplic în România. A fost proiectul care mi-a deschis uși și mi-a dat încredere foarte mare în mine. A fost proiectul prin care am cunoscut oamenii deosebiți cu care ulterior am aplicat și pentru alte proiecte de cercetare și a fost proiectul care mi-a permis să fac primul pas în a deschide un laborator de patologie moleculară în care studiem, mă rog, ADN-ul și cancerele. În prezent avem o echipă foarte frumoasă și sunt foarte mândră de colegii tineri care au venit ulterior în laborator. Chiar este o echipă frumoasă și laboratorul este deja funcțional. Doar ca să înțelegeți importanța pe termen lung, anul trecut am încheiat un proiect mare cu doamna profesor care fusese atunci în juriu, când am primit eu bursa, un proiect în care peste 100 de pacienți au beneficiat de determinări moleculare gratuite. De ce sunt importante aceste determinări? Pentru că pe baza modificărilor diagnosticate, pacienții au primit așa numită terapie individualizată. Deci iată că un vis din 2012 a dus la împlinirea visului undeva în 2020-2021. Și iarăși e foarte important să menționez faptul că, motivați de acest lucru, am demarat la Ministerul Sănătății prin 2017, dacă mi-aduc bine aminte, un proiect referitor la decontarea de către Casa de Asigurări a acestor determinări, pentru că sunt foarte importante și pacienții primesc terapie crescând calitatea vieții și supraviețuirea. Și în prezent, firesc, cu sprijinul conducerii universității, a conducerii spitalului, a centrelor de cercetare din România, a unității de cercetare UEFISC, DIA, UNESCO, foarte multă lume a contribuit la lucrul acesta. În prezent, cu sprijinul deosebit al vicepreședintelui Senatului României, s-a ajuns să se voteze legea cancerului în România și din ianuarie 2023 se va intra deja cu această lege și pacientul va putea beneficia, sperăm noi, gratuit prin Programul Național de Cancer de determinări de biologie moleculară. Veți spune, ok, și de ce e important? E important și înțelegi importanța atunci când treci cu cineva drag ție printr-o astfel de boală, pentru că e vorba de medicamente de 10.000 de euro pe lună, care se decontează gratuit, dar pentru ca pacientul să primească acel medicament, este important ca din țesutul lui tumoral să determine informația genetică. Deci nu se mai merge pe a trata un anumit tip de cancer, ci pe a trata modul în care genele pacientului răspund la acel cancer sau cum le poți, practic, inhiba acele gene care produc sau duc la apariția metastazelor, așa spun foarte pe scurt. Da, e interesant că nu suntem la fel, suntem chiar unici, uh-huh, și atunci tratamentul trebuie să fie oarecum unic. Altfel n-am putea zâmbi atât de frumos dacă am fi la fel. Corect. Mă gândesc la faptul că dumneavoastră coordonați Centrul de Cercetare Oncopatologică. Poate ne vorbiți puțin despre ce se întâmplă acolo și ce acțiuni, activități aveți. Ideea cercetărilor în echipa, cel puțin în echipa pe care o coordonez, care este constituită din patologi, din medici anatomopatologi, este constituită din clinicieni, pentru că chirurgul este cel care trimite țesuturile la anatomopatolog, este constituită din geneticieni și suntem mândri să fim, cred eu, singurul laborator de anatomie patologică din țară care am angajat deja un genetician. Ideea cercetării constă în a înțelege celula tumorală, cum reacționează la microscop, dar și din punct de vedere genetic și foarte important întotdeauna doctoranzii pe care i-am în coordonare, întotdeauna principiul pe care mergem este să ajutăm pacientul. Mergem întotdeauna pe acele determinări pe care le poți aplica acum pe pacient, dar te poți întreba oare mâine ce aș putea eu să schimb prin ceea ce cercetez. Recent îmi spunea un coleg chirurg foarte drag mie, îmi spunea că atunci când te uiți la microscop, pentru că văd că ați pus imaginea cu microscopul și cu camera în care îmi duc practic a doua viață, îmi spunea când te uiți la microscop, cred că vezi acolo minunile Creatorului. Și da, înțelegem că organismul uman nu va putea fi înțeles niciodată, pentru că e condus cumva de o divinitate pe care nu o să o înțelegem, dar o admirăm. Asta e, admirat microcosmosul, mm-hmm, macrocosmosul și lumea, lucrurile care ne înconjoară, toate ne vorbesc de cineva foarte inteligent, extrem de inteligent, neomenesc, mm-hmm, de inteligent. Ce ne mai puteți spune despre cercetările din România, despre ceea ce la ce se lucrează pentru progresul științei în țara noastră sau poate internațional? Poate în universitatea noastră. Sau poate la universitatea dumneavoastră. Exact. Da, avem privilegiul de a avea o universitate în care se investește foarte mult în cercetare.
s-au câștigat recent niște proiecte foarte importante. Cel mai recent proiect este proiectul de digitalizare a învățământului și a cercetării. Inclusiv în laboratorul nostru se va investi undeva peste 400.000 de euro. Vom merge un pas mai departe în a digitaliza atât diagnosticul cât și modul de examinare a secțiunilor microscopice. Vom trece la digitalizarea secțiunilor microscopice. Direcțiile de cercetare în universitate sunt firesc. Cel mai drag mie mi-este cancerul, pentru că acolo mă simt cel mai bine, dar se investește foarte mult și în cercetarea în domeniul neuroștiințelor. Creierul e din nou un organ pe care credem că îl înțelegem, dar de fapt nu știm nimic despre el. Dar există și colegi care fac cercetări, așa numitul basic science, în cercetările care implică animale și culturi celulare. Și fiecare pe partea lui de cercetare, cercetările pe partea de ortopedie, fiecare pe partea lui, pe domeniul lui, încearcă să dezvolte cât poate. Firesc că nu o să vorbesc concret despre fiecare. Sigur, în 20 de minute, e imposibil să facem lucrul acesta. Dar da, se lucrează în România, chiar dacă ne-am dori uneori să avem mai multe fonduri, dar niciodată nu e suficient. Dar cercetarea cea mai dragă sufletului dumneavoastră care este? Cancerul. Cancerul. Da. E legată sufletește de mine. Credeți că se va ajunge să se găsească până la urmă un leac, măcar pentru un anumit tip de cancer, să zicem că l-am vindecat? Când cineva drag ție, care ar trebui să-ți decedeze în 3 luni, decedează după 5 ani și jumătate cu o calitate a vieții bună, ce credem? Se vindecă sau nu cancerul? În cazul cancerului nu vorbim neapărat despre lungimea vieții, pentru că nu cred că, cred că nici pentru noi lungimea vieții nu e atât de importantă, dacă avem o speranță dincolo de ea. Vorbim mai mult de calitatea vieții pacientului. Și din punctul meu de vedere, atunci când vorbim despre pacientul oncologic, ar trebui să vorbim mai mult despre sufletul pacientului oncologic, despre suferința fizică a pacientului oncologic, mai mult despre cât de mult trăiește pacientul. Nu știu dacă se va găsi vreodată un medicament care să vindece cancerul, dar oncologul este cel care îl poate vindeca pe pacient, astfel încât să-și accepte boala, astfel încât să lupte cu ea, și e una din bolile în care, da, tăria psihică a pacientului este cea care duce la o supraviețuire mai lungă sau mai scurtă, dincolo de terapiile individualizate. Progresul însă major care s-a făcut în cancer este cel legat tocmai despre informația pe care o spuneam, legată de profilul genetic al pacientului. Deja la majoritatea tipurilor de cancer se scanează, dacă pot folosi termenul acesta, profilul genetic, și în funcție de ce genă este mutantă la pacientul respectiv, se folosește un tratament pentru acea genă. Ceea ce pentru patolog nu e foarte comod, pentru că noi îmi dăm diagnosticul de cancer la microscop și nu prea ne place să ne pierdem jobul în viitor. Probabil că în viitor geneticianul va deveni din ce în ce mai important, dar da, există leac, dar nu vorbim, repet, despre supraviețuirea neapărat pe termen lung, însă progrese s-au făcut extraordinare. O să vă dau un singur exemplu. Un pacient care diagnosticat cu o recidivă de cancer cu 7 metastaze hepatice, în condiții normale, în câteva luni, probabil pacientul acela ar fi fost sub glie, bazat pe medicina, bazată pe dovezi, bazat pe informația genetică, la pacientul respectiv au trecut deja peste 6 luni, tumorile au scăzut în dimensiune, calitatea vieții excelentă, e vorba despre cineva drag mie care deja este bunică în momentul de față, o felicit pe calea aceasta și doresc sănătate în continuare. E o femeie care crede în Dumnezeu, care crede în șansa vieții ei și crede în medicina modernă, pentru că fără a crede în doctori, nu ai cum să mergi mai departe. Aceste terapii individualizate sunt aplicate doar în locul în care cercetarea a fost realizată și se fac încercări, sau este naționalizată cumva, este dată rețeta și în celelalte spitale? Nu, este acceptat de către Food and Drug Administration. Nu poți să administrezi pacientului un medicament fără a fi acceptat, firesc. Cercetarea e una, tratamentul pacientului oncologic este cu totul altceva. Practic, pentru a ajunge la o terapie individualizată, se pornește de la cercetarea de bază, efectuată fie pe culturi celulare, fie pe animale. Se publică, da? Accesul la literatura internațională este extrem de important și e important în ce reviste publicăm, pentru că cu cât ai vizibilitate internațională mai mare, cu atât firesc
tu ca și individ, ca și echipă, ca și universitate, ca și țară vei crește, dar pe baza cercetărilor din Basic Research se merge apoi pe așa numitele trialuri clinice, care au 4 faze, se testează întâi siguranța medicamentului, eficiența medicamentului și în cele din urmă se ajunge să se administreze pacientului nu orice medicament care a intrat pe piață și are eficiență. Să vă dau un singur exemplu, e vorba de profesorul Folkman, Judah Folkman, care a descoperit în cercetările experimentale, a descoperit că o tumoră nu poate crește mai mult de 2 mm fără vascularizație proprie. Ce înseamnă lucrul acesta? Celula tumorală este atât de inteligentă încât secretă niște factori care obligă vasele din jurul tumorii să înmugurească. Cuprind tumora în totalitate, o ajută să crească și așa metastazează. Ei, el a descoperit lucrul acesta. Ulterior au venit cercetătorii clinicieni și au observat că, ok, dacă am sintetizat un medicament care să inhibe aceste vase, probabil pacientul va trăi mai mult. Așa s-a ajuns la terapia antiangiogenică. În anul 2019 s-a primit premiul Nobel pentru terapia antiangiogenică, care salvează deja vieți, vorbind de pacientul în stadiu metastatic, cu cancer de colon, cu cancer de plămân și, mă rog, mai multe tipuri de cancer, cancerul sau tumorile localizate la nivel cerebral și așa mai departe. Deci, pornindu-se de la o cercetare mică în laborator, dezvoltată de profesorul Folkman foarte frumos, ajungându-se la un moment dat la un premiu Nobel și la vieți salvate. Pentru că asta e, până la urmă, fericirea cercetătorului. Știi că la un moment dat cineva va beneficia de ceea ce faci tu zi de zi. Mă gândesc că foarte multe lucruri care se întâmplă deja în afară și poate că suntem cu ceva ani în urmă față de tehnologia din alte țări, în America sau peste ocean, însă pleacă ceva de la noi, din cercetare, către afară? Din păcate pleacă creierele. Asta nu e foarte bine și nu ne bucură deloc, cel puțin ca și universitate. Avem studenți deosebiți și ne supără atunci când pleacă. Dar, da, sunt rezultate ale cercetării. Nu mai poți să faci cercetare doar în România sau doar în Japonia sau doar în Ungaria sau doar în alte țări. Cercetările deja sunt transdisciplinare și transfrontaliere. Și noi proiectele de cercetare pe care le avem, le avem cu cercetători din alte țări. E firesc. Nu mai există doar România pe hartă. Nu, existăm noi ca și medici, ca și universitari, ca și colegi până la urmă, independent de țara în care trăim. Recent m-am întors de la un congres din Asia în care s-a vorbit foarte interesant despre diferențele, a fost o dezbatere foarte drăguță, diferențele între pacientul european și pacientul asiatic, dacă există diferențe de terapie în funcție la fel de profilul genetic. Firesc, asiaticii sunt întotdeauna deosebiți, iar europenii sunt și mai deosebiți. Cred că a fost interesant. Foarte. Iar europenii sunt vârful. Da, din punct de vedere genetic. Stăteam de vorbă cu un medic care vorbea despre celulele STEM și aceste, că putem să facem, să donăm sau să mergem să facem acest gest, și spunea de diferențe, că sunt foarte multe diferențe în funcție de locul în care ne naștem pe glob. Apropo de studenți, sunteți prodecanul Facultății de Medicină din Târgu Mureș. Care este viitorul medicinei românești privind la studenții dumneavoastră? Și apropo și de discuția noastră cu cercetarea, dacă sunt dornici să facă și asta, sunt pasionați până peste măsură, cum sunt studenții? Viitorul studenților depinde de cadrele didactice. Recent, studenții mi-au cerut să le țin un workshop bazat pe cazuri clinice și am zis ok, cu drag, spuneți-mi când și unde, și îmi scrie la un moment dat domnișoara care se ocupa de coordonare: păi nu am găsit săli, pentru că fiind foarte mulți în timpul zilei nu a fost posibil, dar la ora 8 luni în amfiteatrul din spital. Zic, bine, da, este ziua de luni, este săptămâna în care voi sunteți liberi, pentru că erau 3 zile libere, am probabil vor veni 10-20 de studenți. Zice, da, puteți să veniți, că sigur vin studenții. Vreau să vă spun că amfiteatrul a fost plin, e un amfiteatru de 200 de locuri, cred. Au trebuit aduse scaune și din afară. Ce credeți? Sunt interesați studenții sau nu? E foarte ușor să dăm vina pe ei și să zicem, generația care vine din urmă nu e interesată, nu vin la cursuri, probabil că nu vor mai folosi stetoscopul, probabil vor folosi, doar computer, tomografia, RMN. Depinde foarte mult de cum tu, ca și cadru didactic, implementezi în creierul celor care vin după tine pasiunea pentru pacient, pentru că până la urmă pentru asta îi formăm, nu doar pentru a fi buni profesioniști, cât pentru a fi buni oameni, pentru că acolo avem probleme deosebite, dar în același timp întâlnim zi de zi copii care chiar sunt dedicați. Puțin, e drept,
Dar așa iese valoarea în evidență. Poate că pasiunea cu care predați dumneavoastră și profesorii dedicați, care reușesc să atragă pe studenți chiar într-o zi liberă să stea la un workshop, poate că veți fi noaptea. Poate că veți fi un model pentru ei ca să rămână în țară, că dumneavoastră ați rămas. Da, și nu regret, pentru că sufletul de român e suflet de român. Poți cel puțin să înjuri în limba română, pentru că dacă ai plecat în străinătate, e mai greu să înjuri în japoneză. Am încercat să mă adaptez mediului de acolo, am fost plecată la un moment dat cu o bursă. România e România care îți rămâne în suflet și cred că ar trebui să încetăm să credem că suntem români și atât. Nu, suntem români inteligenți și ar trebui să arătăm altora și lucrul acesta. Și țara asta chiar are nevoie să fie vindecată de medici deștepți, inteligenți, care au avut inima să nu plece. Da, sunt mulți. Mulțumesc foarte mult pentru că ați avut amabilitatea să treceți pe la Speranța TV, să ne povestiți din aceste culise ale cercetării pe care noi oamenii de rând nu avem cum să le știm, nu avem acces acolo, dar sperăm întotdeauna când ne îmbolnăvim sau când ni se îmbolnăvesc copiii sau cei dragi, ca cineva să gândească niște lucruri bune pentru noi. Să gândească un medicament care să ne poată prelungi viața sau calitatea vieții. Adică este atât de important încât nu pot decât să vă doresc multă înțelepciune și putere de la Dumnezeu să duceți cercetarea mai departe, la un nivel mult mai înalt. Mulțumesc și nu uitați niciodată că în spatele doctorului există un alt doctor, există multă muncă. Nu uitați să-i prețuiți pe cei care sunt în jurul dumneavoastră și să vă bucurați de ei, pentru că, da, trăim într-o societate în care mâine te poți îmbolnăvi, dar atunci când în jurul tău sunt oameni de valoare, vei putea învinge orice în viață. Vă sunt recunoscătoare pentru tot ce ați spus aici și ceea ce a fost din punct de vedere științific, de cercetare și așa mai departe, cât și lucrurile de suflet aduse în acest interviu. Cu drag! Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost astăzi profesor dr. Simona Gurzu, medic primar anatomie patologică, prodecanul Facultății de Medicină în limba engleză, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, de asemenea coordonatorul Centrului de Cercetare Oncopatologie și Medicină Translațională. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit și a Sănătate cu Prioritate. Sunt convinsă că ați găsit fiecare ceva bun de ținut minte din toate câte s-au spus aici, o informație medicală care poate fi salvatoare în situațiile în care poate chiar veți avea nevoie să o puneți în aplicare sau o speranță că există oameni dedicați în medicină care caută soluții pentru ca pacienților să le fie mai bine. Da, aici, în România. Cât timp există oameni de bine și muncitori, există progres, există speranță mai bine care se începe, nu-i așa, să se vadă. Cercetați și dumneavoastră lucrurile, păstrați ce vi se potrivește, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Sara Luca Matescu și vă aștept cu drag și data viitoare. La revedere!